Câteva zeci de primării au organizat în acest an petreceri pe bani publici dedicate pensionarilor. Din moment ce suntem în an electoral și este lesne de înțeles cum se obține simpatia alegătorilor, edilii gorjeni au fost largi la pungă. Nu ar fi de condamnat dacă și în anii trecuți bătrânii erau tot atât de importanți pentru aleșii locali. Doar că în 2014 unele primării s-au întrecut în aruncatul banilor pe fereastră doar de dragul atragerii voturilor. Municipiul Motru, orașul Bumbești-Jiu, orașul Rovinari, Tismana, Târgu Cărbunești, Turceni, Țicleni, comunele Bălteni, Brănești, Bustuchin, Drăguțești, Dragotești, Lelești, Logrești, Mușetești, Stejari, Țânțăreni și Văgiulești. Majoritatea activităților desfășurate în preajma acestei zile sau chiar în această zi au fost majoritatea concursuri de table, concursuri de artă culinară, întâlnire cu medici, petrecere organizată în cadrul festiv, întâlniri ale autorităților locale cu cetățenii. Și municipalitatea din Târgu Jiu a cheltuit o mică avere pe cheful pensionarilor organizat pe insuliță. Numai puțin de 2 miliarde de lei vechi s-au spart într-o singură seară, după care primăria anunța că nu are bani să plătească taxele necesare omologării unui record mondial care implica cea mai mare oală cu sarmale din România.